Da, el îi zice ei, Simona, bună dimineața. Zice, aș vrea să-mi petrec concediu ca cu 20 de ani. Păi zice, noi suntem căsătoriți de 19. Exact. Bine ai venit la sănătate. Sănătatea pentru noi e importantă, luna august. Mai bună decât toate. Mai bună decât toate. Ce ne-a adus astăzi? Mă gândeam să vorbim despre îngrijirea pielii vara, cumva în continuarea materialului pe care l-am văzut mai devreme, interviul de mai devreme, pentru că ne dorim o piele sănătoasă și frumoasă, indiferent de anotimp. Și cred că este important să înțelegem că, mai ales acum vara, în primul rând, este vorba despre expunerea la soare. Adică ar trebui să ne ferim de arsurile solare, nu doar atunci când stăm la plajă, ci și atunci când mergem pe stradă sau suntem în mașină, de exemplu, sau petrecem un weekend în aer liber. Ar trebui să ne ferim de arsură solară intensă prin folosirea unor produse de fotoprotecție, prin folosirea de haine corespunzătoare, pălărie, ochelari de soare. Ei, dar amănunte aflăm chiar acum. În urma expunerii la soare, pielea poate avea de suferit, iar unele afecțiuni dermatologice se pot agrava. Sunt o serie de produse cosmetice, o serie de medicamente pe care noi putem să le aplicăm sau să le consumăm și să, în combinație cu soarele, să devină fotosensibilizante, să ne dezvolte o serie de reacții fotoalergice, adică înroșirea pielii, inflamația, leziuni de tip urticarie. Și atunci ce produse folosim? Trebuie să folosim produse fotoprotectoare destinate adultului, destinate copilului. Preferăm produsele dermatocosmetice cu filtre UVA și UVB, adică acel indice SPF, care ar fi de preferat să fie maximal SPF 50, indicele UVA să fie 32, să fie adaptate tipului de piele, tenului gras, acneic, sunt produse de tip dry touch, adică acele produse care nu încarcă. Preferăm dermatocosmeticele tocmai pentru că nu au parfumuri în produsele de fotoprotecție. Pentru rozacee, de exemplu, care e o afecțiune care se agravează vara, există produse de fotoprotecție specifice, trebuie să folosim produse de fotoprotecție cu filtre minerale, preferăm filtrele minerale celor chimice, pentru că au capacitate mai mare de a păstra un indice înalt de protecție. Când mergem la plajă, dar și la mersul pe stradă sau petrecerea timpului în aer liber, trebuie să aplicăm produsul de fotoprotecție cam cu 20 de minute înainte de expunerea la soare. De exemplu, pe față aplic întâi o cremă hidratantă, apoi produs de fotoprotecție și apoi pot să aplic un fond de ten. Atenție, fondul de ten cu indice de factor de protecție 30 sau 50 nu mi este suficient, pentru că la lumină naturală se degradează mult mai repede acel filtru față de produsul țintit destinat pentru fotoprotecție cu indice 50, adică nu sunt echivalente. La plajă, după imersia în apa mării sau apa de piscină, trebuie să reaplic produsul de fotoprotecție și apoi cam la 2 ore să mențin această reaplicare. Persoanele care au multe alunițe și piele deschisă la culoare sunt predispuse arsurilor solare, iar în timp pot apărea modificări ale alunițelor. Există prin expunere la ultraviolete un risc mai mare de a dezvolta tumori de piele, cancer de piele, și trebuie să se protejeze suplimentar nu doar cu produse de fotoprotecție, ci și prin îmbrăcăminte protectoare, pălărie, ochelari de soare, dar și prin petrecerea unui timp cât mai scurt în lumina directă a razelor solare. Dacă se întâmplă să rupem o aluniță, alunițele pot fi de multiple feluri, să spunem așa. Și atunci, în momentul în care observăm că am traumatizat, am rupt o aluniță, ar trebui să ne prezentăm la medicul dermatolog, să pună diagnosticul și să stabilească dacă acea aluniță a fost periculoasă, trebuie îndepărtată chirurgical sau pur și simplu trebuie urmărită. Ce te-a adus la medicul dermatolog? Am o aluniță pe care o urmăresc de ceva timp și a început să mă jeneze și aș vrea să văd ce e de făcut. Alunițele pot să sufere alte tipuri de modificări care pot fi dependente sau nu de numărul de arsuri solare din viață. Și aici mă refer la modificare de culoare, de dimensiune, acele leziuni pigmentare pete maronii de pe piele care se pot modifica în suprafață, în înălțime, în dimensiune, se pot transforma în tumor de piele și atunci trebuie verificate de medicul dermatolog printr-un examen dermatoscopic non-invaziv, nedureros. În funcție de diagnostic, abordăm terapeutic prin urmărire sau prin îndepărtare chirurgicală și examinare de laborator ulterior. Neața,
dermatologii ne avertizează că de foarte multe ori cancerul de piele nu apare pe o aluniță veche, ci pe una nouă. Pot să apară pete maronii, maroniu închis și dacă observăm că în decurs de câteva luni alunița cea nouă își modifică dimensiunea, culoarea, ar trebui să ne prezentăm la medicul dermatolog pentru a vedea despre ce este vorba. Cam asta ar fi pentru astăzi. Zi minunată să aveți, cu sănătate, soare și să ne bucurăm din plin de tot ce avem. Așa cum la american scrie spălați tricoul fără să fiți dumneavoastră înăuntru, așa și noi ar trebui să spunem, da, uitați-vă după alunițe, mai ales după perioada asta de vară, dar nu vă apucați să le rupeți de capul vostru pe modelul... Nu sunt dermatolog, dar aș vrea să stau pe malul mării și să-ți număr alunițele. Scriu o poezie, dar nu-mi iese, că o scriu de două ore. Nu sunt dermatolog, nu pot să încep poezia, da, că nu sunt dermatolog. Da, plus că sunt și rime proste la carcinom. La ce? Da, deci nu vă automedicați, nu vă autotratați, întrebați un specialist. Bine, nu fiți cu capul cum sunt eu, să umblați cu... Cu urechea lângă buricuți...